parte importante din Craiova și din județ, care merită să fie văzute. S-au investit bani foarte mulți din bugetul țării și din bugetul fondurilor europene și așa cum știți, avem un centru istoric al Craiovei, poate cel mai frumos din România. Avem cel puțin două muzee foarte importante reabilitate de fonduri europene împreună cu trei secții, alte două muzee care urmează să fie construite și, bineînțeles, un aeroport cu care ne mândrim și care poate a fost cea mai frumoasă investiție din acest județ. În ultimul timp ne-am lovit pe câteva probleme legate, în mod special, de cei care ar urma să vină în județul lor. Și ne-am întâlnit cu un grup de operatori la nivel național, care au vizitat județul lor și care au văzut lucruri pe care nu și le imaginau, de frumoase, de zone turistice, de zone istorice, și spuneau că dacă n-ar fi fost în Craiova, n-ar fi știut niciodată ce înseamnă Craiova. Altă dată am fost pe aeroportul din Craiova, exact când venea un avion din Marea Britanie, de la Londra, și un grup de 6 tineri ne-au abordat și ne-au întrebat ce ar putea să vadă în Craiova. Și atunci, sigur că noi am luat o hotărâre să facem un infokiosc pe aeroportul din Craiova, după care am upgradat această idee și am spus că ne-ar trebui mai mult decât atât. Ne-ar trebui o platformă care să fie folosită de toți cei care vor să vină în Craiova și în județul Doș, mult mai amplă și, bineînțeles, să poată să fie descărcată de orice locuitor al județului Doș și să poată să intervină, iar pentru mediul privat, în mod special pentru firmele private, să poată să-și construiască o pagină specială, să intervină de câte ori vor pe ea și în felul acesta colegii noștri au primit această misiune și o sarcină cu mare presiune pe care au avut-o și mă bucur acum să vin în fața dumneavoastră să vă spun că au primit de această sarcină și îi felicit pe toți cei care au lucrat la această pagină pe ceilalți din alte domenii ale Consiliului Județean, cum ar fi cei de la Direcția Economică, de la Direcția de Afaceri Externe, care au tradus în limba engleză, în mare majoritate, ceea ce a fost pe această platformă și urmează să mai traducă și în continuare. Deci ce am realizat? Am realizat o platformă pe care am numit-o Discover Doj, care poate să fie, așa cum v-am spus, descărcată pe telefonul mobil de fiecare. Are circa 650 de pagini, deci este foarte amplă și cuprinde toate domeniile de activitate ale județului. Deci și în domeniul cultural, și în domeniul cazării, al alimentației publice și al parcurilor și al zonelor de agrement și al zonelor speciale și al cursului Dunării și tot. Și dacă mai e ceva de adăugat, suntem gata să o facem în plus. Și tot așa, apelul nostru către toți ceilalți care se regăsesc în această platformă, mă refer la restaurante, la hoteluri, pot să-și treacă tarifele, pot să-și treacă meniurile de la restaurant, pot să-și treacă prețul. Și în plus de toate acestea, există această platformă și această legătură cu celelalte instituții, în care, de asemenea, instituțiile de cultură pot să-și treacă evenimentele, pot să-și treacă orele de program și, în fine, cum vă spuneam, cam tot ce înseamnă viața în județul Doș. Suntem în acest început,
Cred că nu sunt mai mult de 2-3 județe din România care au o asemenea platformă. Aveți și o firmă care o menegeriază și care trebuie să aibă grijă de ea în perioada următoare, în așa fel încât să nu rămână statică și să fie alimentată periodic. Și de aceea mă opresc să vă spun mai multe, că o să vă spună și colegii mei, iar colegul nostru de la IT o să vă prezinte câteva date tehnice. Domnul Vice, dacă vreți să adăugați. Și vreau să-i felicit pe colegii de la IT, pe colegii de la Direcția de Imagine, pentru că au o timp destul de turistic în județul Toroș, care se trece și pururile și locurile din Caiova și din alte părți ale județului. Până la urmă, am făcut tot ce înseamnă partea de la identificare portului, investiții și a urmat să ajungem și la partea de promovare și, bineînțeles, finalitatea care se cuantifică în vizite pe care le-au și muzeele, degeaba avem bani de muzee, dar până la urmă vizite tot degeaba avem obiective, cum a spus și domnul președinte, în care va la centru vechi, în waterpark, în parcul romanesc, cu muzeele noastre, casa pianului cu viitorul muzeu al Tirului, centrul Brâncuș, care va fi gata pe finalul anului, plus și locuri care țin de tradiția jucătorului nostru, de specificul cultural, de specificul gastronomic, în lucruri pe care îl putem arăta, plus și tot ce ține de o vizită efectivă, vii pentru contact de afaceri, dar e o seară liberă. Dacă arătăm cu ce ne mândim și ce putem să oferim, putem să luăm și bani, ca să zic așa. Până la urmă, banii rămân aici, în hotelurile noastre, hotelurile județului, în hotelurile sunt restaurante sau în tariful de la spectacol. Cred că colegii o să ne detalieze din aplicație și eu acum mă încerc să descarc și am început să-l primit din prima țară la prieteni. Avem ce arăta și cred că e un început bun pentru construcția ani și în acesta. Felicitări și sport. Larisa. Această platformă se adresează atât turiștilor cât și locuitorilor județului Dolj și este în variantă de limbă română-engleză. Originalitatea acestei platforme constă în faptul că fiecare actor social care se regăsește pe această aplicație, fie ea instituție publică, organizație sau un business, poate să își gestioneze singur informațiile, noutățile legate de lui. Doresc pe această cale să mulțumesc tuturor care au muncit cu seriozitate la acest proiect și conducerii Consiliului Județean care ne-a sprijinit și vă invit să
bine să stai aici? Din cauza microfonelor. Din partea de servicii locale,
contactat folosind formularul de contact pe site-ul din aplicație, am folosit un mail de discovery.ro. O parte dintre aceste